Ne vedem la Tokyo. Forța Steaua! Andreea Chițu a obținut medalia de argint la europenele de la judo care s-au desfășurat la Praga în urmă cu o săptămână. Aceasta este cea de-a șasea medalie continentală pentru sportiva stelei care le-a învins în Cehia pe campioanele Rusiei, Spaniei și Belgiei. Andreea, mulțumită de ceea ce ai realizat în ultimele competiții? Având în vedere că a fost un an dificil din punct de vedere al pregătirii și al competițiilor, sunt mulțumită de ceea ce am realizat în ultimele două luni. A fost un an ciudat. Nu ne-am așteptat, cred că niciunul dintre sportivi și niciunul din cei din lumea sportului nu s-a așteptat ca să avem o amânare a Jocurilor Olimpice. Noi am sperat că totuși competițiile vor continua, însă am avut o pauză de 8 luni de zile. A fost mai greu la Budapesta sau la Praga? Ambele competiții au fost dificile din punct de vedere psihic, din punct de vedere al pregătirii, dar într-un final am reușit să abordez așa cum trebuie fiecare competiție și să urc pe podium. Locul 2 este și el o clasare pe podium, este o medalie frumoasă și este o medalie care te face să te gândești ce ai fi putut face altfel ca să câștigi meciul. Sportiva clubului nostru a venit cu medalia de argint în redacția Steaua TV și ne-a dezvăluit obiectivele pe care și le-a stabilit în anul olimpic. De la Jocurile Olimpice îmi doresc să ajung acolo, îmi doresc să fiu sănătoasă, îmi doresc să prind o zi bună din punct de vedere fizic, psihic și toate cele. Vom vedea acolo. Jocurile Olimpice nu se asemănă cu nicio altă competiție și tot ceea ce contează e să fii, să ai flow-ul respectiv ca să poți să fii 100% acolo. Teoretic, acum sunt calificată în urma clasamentului mondial. La noi, în luna iunie se va trage linia și se vor afișa participanții la Jocurile Olimpice. Deci mai avem de așteptat. Dar teoretic sunt în cărți. Ce urmează în 2021? Momentan, pentru 2021 avem o singură competiție anunțată. Va fi pe data de 7 ianuarie în Doha, Masters-ul, la care participă primii 30 din fiecare categorie de greutate. Deci va fi o competiție foarte puternică, foarte importantă și noi începem deja pregătirea de pe 1 decembrie. Ne strângem cu lotul național în Poiana Brașov.